Eu nu sunt un scriitor. Sunt doar ecoul pe care îl lasă în urmă întâmplările venite peste mine. Sunt vocea din adâncurile mele care călătorește metafizic spre nicăieri, adunând impresii, tristeți, învățăminte. Asta scriam eu într-o carte, în singura carte, care s-a lansat astăzi un an la Ateneul Român, în cadrul festivalului George Enescu. M-am hotărât astăzi să vă spun, la distanță de un an, cum am devenit eu scriitor. Pun toate ghilimelele, le apăs, pentru că, după cum chiar am mărturisit în prima mea pagină, eu nu mă consider scriitor. Dar sunt un trăitor de evenimente și trebuie să învăț lecțiile de viață care îmi vin de aici. A fost așa. Am crescut cu muzica, pentru că în clasa 1, părinții mei m-au dat la pian, la Călăraș. Am considerat că este o întâlnire extraordinară să înveți un instrument muzical și vorbim de anul 1973, cred, ba poate chiar mai devreme, 72. Era o experiență fabuloasă într-un oraș mic de provincie în care copiii se jucau încă pe maidane și s-au mai jucat mult. Acolo mă jucam și eu. Și să te împrietenești cu muzica grea, atunci când nici muzica ușoară, făcută cu multă migală și temeinicie și de o mare calitate pe vremurile acelea, nu era accesibilă chiar oricui, am considerat că este fascinant și că este o provocare foarte frumoasă pentru copilăria mea. A urmat apoi, firește, discurile cumpărate de-ai mei, le ascultam la pick-up-ul suprafon pe care l-aveam și așa m-am întâlnit cu marile interpretări, cu Dan Grigore, cu Valentin Gheorghiu, cu câți și mai câți, așa am înțeles ce-mi place și ce nu-mi place. Și toate lucrurile astea s-au sedimentat în mine și ele s-au împlinit în clipa în care am ajuns la liceu și am scris ceva despre festivalul Enescu în revista Epsilon a liceului Nicolae Bălcescu pe atunci, liceul Știrbei Vodă din Călăraș. Și apoi, în mod evident, în clipa în care am ajuns să lucrez în televiziune și Televiziunea Română a fost partenerul extraordinar al acestui brand de țară pe care îl reprezintă festivalul George Enescu. Sigur, mergeam în lojele noastre și plecam de acolo încântată și încărcată cu cele mai frumoase impresii. Încet, încet mi-am dat seama că muzica picură în mine o stare pe care simt nevoia să o așez în cuvinte. Și așa s-a născut această carte cu îndrăzneala poate prea mare, cred, dacă îmi amintesc astăzi despre povestea pe care vă spun, de a o oferi și celorlalți. Ultimele ediții de festival, și vorbesc de edițiile din 2013, când eram azvârlit afară din televiziune și când am trăit o experiență uluitoare. Muzica, practic, m-a ajutat, ținându-mă la suprafață ca un colac de salvare. Atunci când, nemai știind cine sunt și cei cu mine, am avut parte de eleganța și de prietenia niciodată negate și niciodată trădate a Dianei Pascal, care mi-a înțeles starea și mi-a oferit o legitimație de intrare, un ecuson de intrare la toate edițiile de festival. Și atunci, mai mult decât atât, am scris două articole pe care le-am propus Dianei în ideea de a mai colora puțin revista aceea festivalului, ziarul festivalului, în care totul mi se părea că se așează mult prea matematic, atunci când muzica este de fapt mai mult decât exactitate și rigoare și decât ceea ce și-a dorit compozitorul și decât ceea ce de fapt picură în sala de concert. Diana Pascal este omul, colega mea Diana Pascal, prietena mea Diana Pascal, este omul căruia i-am oferit, de fapt i-am închinat existența acestei cărți. Apoi, în 2015, Diana Pascal, din această întâmplare, m-a chemat să
mă întrebe dacă nu vreau să colaborez pentru că are nevoie de mine și să scriu pe blogul festivalului George Enescu al televiziunii române. Ce puteam să-mi doresc mai mult? Același lucru s-a întâmplat și în 2017 și toate trăirile astea în care mă duceam la festivalul Enescu de după masă până în zori câteodată s-au așezat toate în rânduri pe care de multe ori, ajungând noaptea acasă, nu puteam să mă culc, era mult prea plin totul și mă așezam la computer în liniștea nopții și scriam. Așa s-a născut această carte. Poate că a fost prea mult când, anul trecut, m-am gândit că toate lucrurile astea ar trebui să le dăruiesc și să le pun într-o carte. M-am sfătuit cu prietena mea, Mihaela Serea, colega mea de facultate, om de presă și cititor de carte profesionist. Și Mihaela a luat aceste texte, le-am așezat împreună, ea a gândit și coperta acestei cărți pe care se găsește, de fapt, o fotografie extraordinară, făcută de un fotograf minunat al festivalului George Enescu. Și uite așa, pe data de 4 septembrie 2019 m-am trezit că pe banii mei nu m-am dus la o editură, m-am dus la o editură doar ca să plătesc tipărirea acestei cărți. Deci pe banii mei, n-are nicio importanță dacă vă spun acum că banii sunt, erau împrumutați și sunt și acum împrumutați de la o foarte bună prietenă. Am plătit 200 de exemplare în așa fel încât evenimentul acesta să aibă loc. Și cartea aceasta despre festival să se întoarcă acolo unde este locul, la Festivalul George Enescu. M-am bucurat și m-a onorat cuvântul înainte scris de domnul Mihai Constantinescu, directorul Artexim și care este sufletul Festivalului George Enescu. M-am bucurat că totul a fost gata la timp și coborând acum cu picioarele, în realitate, ceea ce vă spun acum este și un soi de recurs la morală pentru cei care vreți să faceți astfel de năzdrăvănii ca cea pe care am făcut-o eu, ancorați însă realitatea juridică a întâmplărilor. Ca să poți să vinzi o carte la Festivalul George Enescu, evident trebuie să beneficiezi de prezența pe standurile care se găsesc la Ateneu și la Sala Palatului, mă rog, și în celelalte locuri unde se desfășoară evenimentele. Și aceste standuri sunt, cel puțin în anul 2019, au fost luate de către editura Humanitas. Motiv pentru care evenimentul a trebuit organizat împreună cu Humanitas, lansarea a trebuit făcută sub egida Humanitas și este un lucru extrem de onorant. Prețuiesc imens editura Humanitas, cum o prețuim mulți dintre noi, pentru că este locul în care marea literatură se poate citi și acolo sunt niște spirite înalte care veghează ca lectura să fie nu numai o ocupație de timp liber. Am avut lansarea pe data de 4 septembrie, într-o zi de miercuri, după ce marți, cu o zi înainte, am semnat un contract prin care editura se angaja, printre altele, să îmi vândă cartea, adică să o pună pe standuri la un preț pe care l-am convenit și să o vândă sub toate formele ei de vânzare. Am avut foarte multe emoții. Dacă vă aduceți aminte, o mare sfială și am plătit și foarte scump prețul acestui curaj de a fi intrat și eu nu mi se părea că este atât de rău să intru în rândul celor care, având un condei, pot să scrie și să-și lanseze o carte. M-am trezit că o rudă apropiată la care țin foarte mult, după ce a citit anunțul de lansare al cărții mele, a cărții mele, mi-a dat bloc pe Facebook. Pentru ea era prea mult. Multe de astea mi s-au întâmplat, dar astea sunt lucruri sentimentale. Acum coborâm din nou cu picioarele adânc în realitate. Se întâmplă lansarea și, evident, cartea
urmează să se găsească pe standurile Festivalului George Enescu, pentru că ea se numește așa. Cu alte cuvinte, Festivalul George Enescu văzut prin ochii unui om obișnuit. Deci, vorbim despre un eveniment în curtea evenimentului. La Ateneu cartea a fost. La un moment dat m-am tot întâlnit cu festivalistele noastre. Sigur că s-au creat de-a lungul timpului prietenii și simpatii care se întâmplă și se consumă exact atunci la festival. Ne bucurăm de revedere, trăim din doi în doi ani ca și cum ne-am fi despărțit ieri și ne reluăm stările de grație pe care Festivalul George Enescu le picură în fiecare dintre noi. Sunt oameni care vin din străinătate. Așa s-a întâmplat cu o doamnă care trăiește în Germania, este româncă de-a noastră și fericită m-a întrebat într-o seară: da, de ce nu e cartea la Sala Palatului? La... De ce nu? Am vrut să cumpăr cartea, de ce nu este? Zic, nu pot să cred că nu este. Pe data de 10 septembrie, spun apăsat datele ca să înțelegeți, deci pe 4 s-a lansat cartea, pe data de 10 septembrie, mă duc în seara de după concert la standul Humanitas căutându-mi cartea. Erau multe cărți muzicale. Erau multe cărți de beletristică pe care, sigur, fiecare își face politica editorială cum dorește și politica de promovare și de marketing și de vânzare. Poți să vinzi și Coelho și literatură la Festivalul George Enescu. Aici nu e treaba mea să mă bag, că nu e problema aia. Cartea Festivalul văzut prin ochii unui om obișnuit nu era pe stand. Am întrebat unde este această carte și mi se spune că nu e cartea. De ce? Întreb. Poate ceva revoltată. Nu ați fi fost revoltați în locul meu? O domnișoară, am să-i dau și numele, că n-am de ce să mă feresc, este în toate contractele, e în contract și în comunicări. Monica Bugiu, cu care semnasem, de fapt, contractul în legătură cu difuzarea cărții mele, supărat așa, lipită de un perete, zice: n-am adus cartea, nu este, este la Ateneu, dar aici nu este. Și știți ceva, doamnă, zice, de fapt v-ați supraapreciat, această carte nu este chiar cum credeți dumneavoastră. În momentul acela mi-am dat seama cât de mult poate să facă rău frustrarea din oameni. Nu mă mai țineți minte, spune ea. Sigur, poate nu mi-am amintit-o ca figură, pentru că cu o săptămână înainte încheiasem contractul, intrasem într-un birou unde erau mai multe fete tinere pe care le-am revăzut și la festival și păzind cărțile și făcând contractele și organizând evenimentele. N-au o viață ușoară. Pe domnișoara Monica Guciu n-am recunoscut-o în acea secundă, dar cu agresivitatea pe care și acum stau să mă gândesc ce anume a putut să o stârnească, a zis: de fapt, nu, cartea v-a supraapreciat. Zic, îmi pare rău. Poate că vi se pare că mi-am supraapreciat cartea. Eu n-am spus niciodată că această carte are o valoare literară deosebită. Dar dacă dumneavoastră sunteți comercianți, sunteți vânzători, mi se pare o notă proastă să scrie pe o carte Festivalul George Enescu și să nu o vindeți acolo unde se vinde această carte. O să o aducem mâine, mi-a spus. Am plecat foarte derutată și mâine era miercuri, 11 septembrie. Era exact o săptămână de la momentul lansării. La ora 16:48, 49 cu exactitate, pentru că am mail-ul în față, ușor în întârziere spre Ateneul Român, unde cânta un om pe care îl iubesc foarte mult, Vengerov, primesc pe telefon următorul mail. Bună ziua! Vă anunțăm decizia încetării colaborării cu firma dumneavoastră. Articolul 7 Roman 71.b.
Libreria Crețulescu va pregăti retur cărțile din stocurile noastre. Vă rog să ne spuneți când puteți veni să ridicați coletele. Raportul de vânzări va fi trimis către dumneavoastră până în data de 15 octombrie 2019, paranteză, se încadrează în vânzările lunii septembrie, raportarea se face ulterior închiderii lunii. Mulțumesc, Monica Gugiu, coordonator aprovizionare la librăriile Humanitas. Vreau să vă spun că a fost, cred că, prima dată când am conștientizat într-un mod extrem de pragmatic de ce poliția interzice folosirea telefonului mobil în timpul șofatului. Putea să mi se întâmple orice. Deci în seara aceea, conform discuției cu domnișoara Gugiu, cartea ar fi trebuit să fie pe standul festivalului, iar eu primesc la ora 16:49, cu câteva minute înainte de începutul concertului de după masă, acest mesaj. Am intrat la Ateneu pentru că, având legitimație, ni se permite accesul cu rugămintea să intrăm și după ce s-a terminat. Sala era arhiplină. Am stat pe scări, pe scările din spatele sării de concert și vă mărturisesc că nu am înțeles nimic și n-am auzit nimic din ceea ce s-a cântat în acea primă parte de concert, pentru că simțeam așa un sentiment de supărare pe mine că m-am apucat eu să fac pe nebuna și să mă gândesc să-mi scot o carte în această viață. A venit pauza, am coborât, am stat de vorbă cu câțiva oameni cărora le-am spus, fuseseră la lansare, erau șocați cu toții și toți mă priveau cu întrebarea aceea disperată în priviri, probabil că arătam eu într-un anume fel, și erau curioși să afle ce voi alege să fac. Am hotărât să folosesc pauza ducându-mă să-mi cumpăr ceva de mâncare de la colțul din piața Amzei și pe drum. Pe drum m-am gândit ce am de făcut. M-am rugat. Teribil m-am rugat. Vă mărturisesc că și asta este o experiență pe care am verificat-o atunci. Dacă te rogi fierbinte divinității să-ți dea o soluție de ieși onorabil din ceva, cu siguranță dacă rugămintea este îngrozitor de sinceră, primești un răspuns. M-am așezat în sală, în partea a doua, când Vengherov a cântat Tchaikovsky. Am găsit un loc. Și am continuat să mă rog la Dumnezeu să-mi spună cum să fac ca să nu mă mai simt așa cum ar fi vrut ființa aia, biata de ea, să mă simtă pe mine, umilită. Pentru că vreau să vă dau astăzi o mărturie pe care să o țineți minte. Umilința nu este un sentiment biunivoc. Este un sentiment univoc. Cineva poate să încerce să te umilească. Cu o singură condiție. Dacă tu te lași umilit. Dacă nu, n-are nicio șansă. În momentul acela, ființa din mine, răzvrătită, nega umilința pentru că nu avea de ce să-mi fie rușine. Că îndrăznisem să fac un lucru firesc care de-a lungul timpului s-a întâmplat în istoria omenirii în fel de fel de chipuri și toate astea sunt povești despre cum oamenii au devenit scriitori. Aproape de finalul concertului lui Tchaikovsky, concertului de Tchaikovsky, dirijat de Vengherov, privind la freșcele din sala Ateneului pe care le știți cu toții și le iubiți. La un moment dat mi s-a întâmplat declicul acela. Și mi-a venit ideea. Simțeam că mă încarc de bucuria acestui răspuns pe care îl căutase sufletul meu și încerca să-l dea unei încercări de umilință pe care nu vroiam să o las să se producă. Am ieșit de la concert, aproape zburând, și m-am dus spre sala Palatului. Pe drumul între Ateneu și sala Palatului, l-am sunat pe prietenul meu din Călăraș, Florin Rădulescu, extraordinarul director al Muzeului Municipal,
Și i-am spus așa: te rog, spune-mi că nu mă crezi nebună dacă îți cer să-mi găsești în călăraș un copil foarte talentat care să cânte la pian și să n-aibă posibilitatea să-și cumpere o pianină. I-am povestit ce mi s-a întâmplat. Florin știa de carte. E călărășan de-al meu. Mi-e coleg de generații, cum să nu știe. A fost și la lansarea prăvăliei aici, cum să nu știe. Și mi-a zis: nu, nu te consider nebună, te consider așa cum mă consider și eu, altfel. În acea seară a lui Tchaikovsky, tălmăcit de Vengherov, în templul Ateneului Român, m-am decis să-mi transform această încercare de umilință, încercare de umilire, într-un gest poate nebunesc. M-am hotărât să creez un eveniment din această carte, să vând tot ce voi putea vinde pe cont propriu, fără standurile festivalului George Enescu, care sunt deținute de cei care pot să le dețină, și să cumpăr o pianină de studiu caldă, veche, adevărată, așa cum a fost cea pe care am învățat eu să cânt copilăria mea, unui copil din Călăraș. Pentru că la Călăraș am învățat să cânt. Întâmplarea extraordinară a făcut ca Florin să găsească împreună cu profesorii de acolo o fetiță de clasa a treia. În decembrie, pe 10 decembrie 2019, cu niște eforturi extraordinare, când televiziunea tocmai ce îmi pusese poprire pe salariu, pentru că a vrut și vrea și mi-a înapoi despăgubirile pe care trebuia să le primesc și le-am primit în urma faptului că m-a zvârlit afară, mișelește, în 2013. Cu tot cu salariu poprit, am găsit pianina, am transportat-o cu o mașină specială pentru transportat instrumente muzicale și evenimentul a avut loc la Muzeul din Călăraș, în preajma Crăciunului. Așa am devenit scriitor. Nu știu dacă voi mai scrie vreodată pe foaia de hârtie. M-a întrebat cineva de ce n-am cartea asta aici. Acum am adus-o pentru că mi-am adus aminte. Îmi spune telefonul că pe 4 septembrie se aniversează un an de când am debutat eu literar. Am rămas cu cărțile câte să se fi vândut. Haiducia pe care a trebuit să o fac a fost să mă duc la Călăraș, unde am domiciliu fiscal, să-mi fiscalizez o casă de marcat, deci să-mi cumpăr o casă de marcat și să am pe persoană fizică autorizată dreptul să vând cărți la standuri și așa mai departe. O întreagă nebunie s-a întâmplat ca să se ducă la îndeplinire această poveste. Și stau și mă întreb: de ce a trebuit să trăiesc toate lucrurile astea? Cât de fericită este Monica Gugiu, coordonatorul aprovizionării, pentru această vitejie cu care a reziliat ea un contract încă în funcțiune, fără să se uite la un lucru extrem de simplu aici pe spate. Scrie că sunt avocat. Asta mi-e meseria. În decembrie m-am dus și am finalizat cu ei actele, mi-am luat restul de cărți, sunt împachetate, sunt la mine acasă. Festivaluri vor mai fi, pentru că planeta nu se termină când vor unii. Și viața merge mai departe și frumosul nu poate fi sugrumat. Iar domnișoara Gugiu, consecventă propriei sale frustrări, mi-a dat afară din ea
motivul pentru care a decis în suveranitatea pixului ei sau al tastaturii, a tastaturii de computer, să pună capăt unei relații contractuale prin care nu avea voie să modifice contractul mai devreme de o lună de existența lui. Ea a făcut-o într-o săptămână. Nici măcar nu ne-a salutat la lansare. Adică, cum? Cine crede dintre voi toți cei care mă cunoașteți că dacă acest lucru poate că s-a întâmplat, a fost datorat altei împrejurări decât că eram îngrozitor de emoționată de gestul fundamental de a îndrăzni să rămân printr-o carte. Și ce legătură are acest fantasmagoric motiv cu un contract scris, semnat și parafat cu niște bani pe care în continuare încerc să mi-i recuperez ca să pot să plătesc împrumutul pe care l-am făcut? Este un contract pe 6 pagini. Aici nu scrie că se reziliază el contractul dacă eu n-am salutat la lansare. Dragii mei, povestea de astăzi este spusă cu amărăciunea unui 4 septembrie pe care simt nevoia să-l primenesc energetic. Da, ea este data asta, este data în care eu am avut nesăbuința, punând toate ghilimelele, să încerc să devin scriitor. Poate că trebuia să aflu cum se întâmplă lucrurile cu editurile cu pretenții. Poate că trebuia să aflu ce putere are rugăciunea atunci când îl rogi fierbinte pe Dumnezeu să-ți dea o cale. Poate că trebuia să aflu ce poate să facă un om neînsemnat și cu un salariu chiar poprit, dacă își pune în minte. Și poate că trebuia să aflu că mai am foarte multe lucruri de învățat despre relațiile interumane în care, din nefericire, frustrarea joacă un rol foarte important. Aniversarea mea de un an de când m-am lansat ca scriitor poartă doar un zâmbet amar și un oftat. Cu verișoara mea care mi-a dat bloc atunci când a văzut că mi-anunț debutul meu ca scriitor, n-am mai vorbit de atunci. Pentru că cam atât.